Repetatele discuții dintre Alexandra și Arun, acesta din urmă parcă mai avea încă o întrebare edificatoare. Îmi spui cum de obanat? Pada mine? Da. Al cui pată și putut să dau? Da, și nu venit aici. Era sigur că îl cunoșteam în început. Eu clar o să dau bine. Cam eu o să dau. Pe perna mea. Poza asta? O să rămân aici, oricât e necesar. De cine ai nevoie să te consoleze? De nimeni. Este și ce a zis ciudată și nu mai vreau absolut nimic. O să mă retrag cu totul. Chiar nu trebuie să faci asta. Nu, nu vreau să mă joc cu sentimentele nimănui. Vreau să mă simțim după obiectivă. Sunt în living. Și Alexandra a tot plâns, până când Arun a revenit pentru o concluzie. Uite-te, te rog puțin la mine, Alexandra, te rog. Uite-te la mine, te rog. Nu plâng nici din cauza ta, nici pentru tine. Plâng pentru că este o situație uite-te la mine, pe care nu mai suport. Asta să fie ultimele mele lacrimi pentru tot, fiindcă eu o să ies afară, o să stau un timp afară și tot ce înseamnă sentiment se va opri. E o mică porticică și simți acum presiuni și stres și așa mai departe din ceea ce am simțit eu la început. Am plecat să stopez tot. Doamne, ajută-mă să fac ceea ce am făcut și acum de ani. Ajută-mă să opresc orice sentiment. Iar dacă în acest timp a să-și căuta puterea în divinitate, Arun urma să-și comunice hotărârea și altora. Oficial mi-am blocat toate sentimentele ca să nu o mai... Stai jos. Gata, s-a terminat? Da, și din punctul meu de vedere. Și nu mai există speranța. O iubesc foarte mult și am preferat din iubire să-mi opresc eu toate sentimentele, absolut tot. E mai bine așa. Pentru că vreau fericită. Dacă vrei să plângi, plângi tu în perna ta. Nu, nu mai plâng deloc. Să te vadă lume. Nu mai plâng deloc. E, dar nu sufoca plânsul în tine, că ea nu face bine, știi? Nu, păi am asimilat și am anulat orice sentiment. Ea, în primul rând, ai că îți vând un secret. Ea, în primul rând, s-a speriat de reacțiile tale. Dacă tu nu aveai reacțiile alea cu datul în perete, cu lovit, cu chestii țipatul. Și cu cuvintele alea, cu cuțitul, cu alea, crede-mă că ea nu sfârșea relația asta. I-am explicat și lucrul ăsta. Nu am știut eu să gestionez suficient de bine. Plus tensiunile din casă, mă refer din casa băieților, plus anumite comentarii, plus anumite vorbe aruncate și m-au făcut să izbucnesc. O fată, dacă apucă să spună o etichetă, cu aia rămâi. M-am antrenat destul de bine psihic. După o relație de 5 ani și jumătate. Las-o, nu-ți mai aminti de ea. Nu, doar au fost 2 ani în care eu chiar nu am simțit nimic, așa cum am spus și pe TV. N-are nimic, și mă bubnea plânsul și dintr-o dată, fără să eu pot pune stăpânire. A fost o iubire care nu am întâlnit-o. Înțeleg. Cu Alexandra. Da, nu cu fost. Da, vorbesc de Alexandra. A fost o iubire care... Nu mi-am imaginat-o, cel puțin. Ca o avalanșă pe tine și tu te-ai te-ai aruncat cu valul. Da. Cu toate că eu am crezut în iubirea voastră, sincer. Da. Când iubești, lupți. Când iubești, nu după primele două piedici, renunți. Nu știu dacă m-ați văzut când am zis că indiferența doare. N-am zis mai mult. Asta am vrut să fac, asta a făcut. Să fie fericită. Adică... Nu mă interesează cu cine, ce, să fie fericită. Exact asta am spus și eu și am spus și ei. Și după toate concluziile trasate cu Nora, doamna Dana și bunica, Arun tot în fața Alexandrei își elibera sufletul. Te-am văzut aici. Și o să mă mai vezi. Nu pentru foarte mult timp. Încetează cu chestia asta. Eu spun doar un adevăr care urmează să se întâmple atât. În următoarea foarte bună perioadă de timp. Nu o să mă gândesc sau am mai iubit pe altcineva. Cât încă sunt pe aici, să știi că te poți baza pe mine. Dacă consider că vrei să discuți cu cineva, sunt aici. O să vin și o să te ascult cu cea mai mare plăcere. I'm broken. Nu mai spune așa. Nu pot să mint. Defect profesional.
Ce defect profesional? Să nu pot minți. Să fie acesta definitivul sfârșit al relației dintre cei doi sau mai rămâne încă loc de negociere? Din punctul meu de vedere, după două greșeli, nu poate să fie punct. Nu accept niciunul. Din iubire am acceptat-o. Și a fost ok? Chiar a fost ok. Pentru că s-a căpătat o încredere mai mare decât fusese până a se minți sau până a se, nu știu, greși cu anumite chestii și nu vorbesc înșelat. Aici intervine inima și creierul. Nu te dai înapoi cu creierul și dai două ciocane la inimă la primele două acțiuni. La primele două acțiuni ți-ai călcat pe inimă. Da, da. Nu vreau să renunț, pentru că te iubesc enorm, femeie. Înțelege lucrul ăsta, te iubesc enorm. Nu cred că pot să descriu un cuvinte omenești ceea ce sunt bătutit, Alexandra. Nu, în momentul de față sunt total pierdută, nu? Mă duc să-ți cumpăr un GPS, nu-i stres. Te iubesc și nu vreau să renunț la persoana ta care e perfectă din orice punct de vedere. Capricile iubirii. Aron, tu spui, dar nu mai vreau, vreau să se termine cu toată treaba asta, dar tu ești cel care se duce și discută despre toate lucrurile astea. A fost o ultimă discuție aseară. Aseară? Nu, după chestia asta. Uh-huh. Deci a fost o ultimă discuție sau astăzi? Asta a fost ultima și astăzi m-a întrebat dacă așa trebuie să ne evităm și am zis că nu mai vreau să dau false speranțe sau cu motiv, adică din punctul meu de vedere, dacă mă duceam și îl ascultam și îl consolam, o făceam pentru că țineam la persoana lui, dar nu vreau să mai interpreteze că dau false speranțe sau cum mă joc cu sentimente și am pus punct. Da, astăzi, tocmai de asta am spus că subiectul e ca și încheiat pentru mine. Da, Aron, cum e asta cu mi-am oprit sentimentele sau că nu, eu nu pot să înțeleg, dar dacă... Știi, e ca și cum mi-ai spune, am oprit apa caldă, am oprit dușul. Am un robinet și mi-opresc dușul. Nu e ușor, necesită foarte mult exercițiu cu tine însuți, dar nu e imposibil. Cum? Simplu. Și cum ai căpătat tu o asemenea dexteritate? Exersând. Cum? În fiecare zi te mai rupeai de câte o fată și exersai să nu mai suferi? Nu. Serios, te rezumi fix la o singură persoană pe care o iubești. După 5 ani și jumătate de la fosta relație, nu pot să spun că nu am iubit-o, însă ușor, pe zi ce a trecut, am încercat să asimilez sentimentele păi, și să le zis, mă fac neutre. Mi-a opresc sentimentele. Da. 2 ani nu am simțit absolut nimic, în afară de durere fizică. În schimb, în suflet, nu am simțit absolut nicio durere. Am avut zile negre, pot spune, în care mi-am pierdut bunicii din partea tatălui și nu s-a vărsat nici măcar o lacrimă. Tocmai pentru că nu... Sunt oameni care nu se exteriorizează, asta nu înseamnă că nu acumulezi durere sufletească. Nu, chiar nu. Eu dacă simt nevoia să plâng sau simt în interiorul meu să plâng, o fac. Tocmai de asta am și spus stop plânsului, pentru că nu vreau să se interpreteze greșit că aș fi un copilaș. Tocmai de asta am preferat să opresc. Deci, toate... până la urmă, să înțeleg că imaginea contează? Ai zis că nu vrei să se interpreteze că... Da, pentru că și ea ulterior a spus că are nevoie de un bărbat și toate cele și nu, chiar nu am mai vrut să mi se pună eticheta asta că plâng și mă exteriorizez super mult. Da, ideea de bărbat pentru fiecare femeie în parte este diferită. Poate cineva își dorește să aibă aproape un băiat mai sensibil ca tine, pe mine nu m-a interesat părerea altora decât a ei. Păi și... renunți la tine ca să te schimbi, ca să am existe renunțat, posibilitatea da, ca am să renunțat te la mine la pentru dat. Persoana iubită. Dar eu nu înțeleg chestia asta cu mi-am oprit sentimentele. Dacă voi puteți, bunica, o înțelegi? Da. Cum? Nu mai iubește. Cum? Pur și simplu. Nu e vorba că nu mai iubesc. Că din iubire am făcut chestia asta. Dar tu ești un om credincios, din câte da. Știu. Corinteni 13, aliniatul 8 spune cam așa, dragostea nu va pieri niciodată. Exact. Dar se poate să pieri. Și atunci unde se aduce dragostea? E asimilată. Pusă într-o cutie cu un lacăt foarte puternic și rămâne acolo. Eu cred sincer, că... uitându-mă la tine și ascultându-te cum vorbești așa, nu m-aș gândi niciodată că ești fotograf, că ești artist. M-aș gândi că ești inginer.
Și n-am nimic cu inginerii. Doamne ferește, eu am unul acasă, apropo. Bine, care e și artist, asta e altă discuție. Dar inginerii sunt extrem de raționali, foarte matematica, pragmatici, exact. Știi? Da, am devenit rațional pentru că am văzut cât de tare doare iubirea, cât de tare doare să pui suflet, cât de tare doare să te exprimi într-un mod liber datorită sentimentelor. Și ulterior creierul a preluat frâiele din nou, la fel cum s-a întâmplat și în antecedenta relație, și am preferat să blochez inima în detrimentul creierului. Dar iubirea nu doare. Iubirea nu e împărtășită, poate, dar iubirea nu doare. Faptul că iubești o persoană... Fiecare persoană privește diferit chestia asta. Eu cred că Aron mai mult acum nu neapărat că și-a blocat sentimentele sau le-a oprit, ci doar a ales să se comporte altfel vis-a-vis de ceea ce simte și să nu se mai exteriorizeze. Dar nu înseamnă că sentimentele nu există. Dar știi care e treaba? Că în momentul în care iubești pe cineva, încerci să fii generos cu acea persoană. Și generozitatea asta ar trebui să ducă chiar și la a-i da libertatea să meargă mai departe și să fie fericit. Când iubești, iubirea nu e o chestie bilaterală. Este o chestiune care vine de la tine. Eu te iubesc pe tine. Am ales să te iubesc pe tine. Și când iubești pe cineva, teoretic n-ar trebui să ai așteptări. Ar fi frumos să ți se împărtășească iubirea. Dar nu iubesc pentru că are ochii albaștri, nu iubesc pentru că așa simt, pentru că am sentiment. Exact. Și pot spune că creierul a preluat frâiele și e mai bine așa pentru toată lumea, inclusiv pentru mine. Da, e ceva ce eu nu înțeleg, dar mă rog, fiecare om este diferit. Încercam să te înțeleg și pe tine, pentru că știi ce? Și eu am trecut prin momente dureroase în viață, care aveau legătură cu dragostea. Și fiecare mi-aș fi dorit diferit să le pun stop, știi cum? Mi-aduc aminte că la un moment dat am sunat-o pe o prietenă și am spus, dacă cineva ar inventa o pilulă care să poată să ajute sufletul să se vindece așa într-o clipă, probabil că ar fi miliardar. Ar fi cel mai bogat om de pe pământ. Da. Aș vrea să-i spun lui Aron că există două aspecte, pesimistul și optimistul. Eu cred că optimistul este mult mai fericit, în sensul în care, ok, nu a mers, se întâmplă, suferi, dar faptul că tu te închizi în tine și alegi să nu mai iubești, mi se pare că tu îți ratezi șansa la fericire, pentru că închizându-te, practic nu oferi șansa o alte, unei alte fete să te cunoască și tu să cunoști. Nu e cinstit să-i judeci pe oamenii care vor veni în viața ta prin prisma celor care au trecut prin viața ta. Cred că fiecare om, nici asta cu judecatul nu e bine, cred că ar trebui apreciat fiecare om în funcție de ceea ce oferă în viața asta. Nu, nu mai sunt unii să... care au trecut prin divorțuri dureroase. Eu. Cum și-ar spune? Fi însemnat să nu mai las pe nimeni vreodată să se apropie de mine. În perioada cel puțin următoare, clar, nu o să accept pe cineva în sufletul meu să pătrundă. Dacă e o perioadă, e de acceptat. Fiecare nu dintre noi niciodată trebuie să trecem așa printr-o perioadă de doliu sufletesc, știi? Nu am spus niciodată. Se încheie... E o diferență între niciodată și o perioadă. Perfect. Bunica, tu mai știi când a trecut Aron prin situația asta? Și la fel? Da. Și a suferit alături de el ca acum? Bunica, îmi pare foarte rău. Asta. Dar în viață mai trecem și prin... Da, nu așa de des. Ei, așa de des. Dacă ar fi să... Bunica, prin câte ai trecut și dumneata, nu stăm să le contabilizăm acum. Da, nu în dragoste. Nu în dragoste. În dragoste doare mai mult. Da, e adevărat. Dar acum ce să facem? Dumnezeu nu ne dă niciodată mai mult decât putem să ducem. Și știți care este partea pozitivă a lucrurilor? Faptul că vă are acolo și că îl țineți de mână și că poate să considere că sunteți un suport pentru el. Am fost și voi fi. Doamne ajută! Îi mulțumesc pentru susținere, însă sunt independent, sunt singur.
Aoleu, m-ai omorât, n-ai văzut așa ceva. Lasă-mă, mă. Mai asta ia este adevărul. Lasă-te ajutat. Dar lasă-te ajutat, mai ia și de gata. Nu trebuie să le faci tu pe toate. În ceea ce îmi privește sufletul, ba da. Eu și Dumnezeu, atât.